Bun găsit, domn profesor. Victorie în ultimul meci de verificare. Cum a fost jocul? A fost un antrenament reușit. Chiar asta vorbim și cu antrenorul lor, cu Bachero. Am mulțumit pentru efortul mare pe care l-au făcut și noi. A fost un antrenament reușit, cred că pentru ambele echipe. Eu cred că meritam să câștigăm. Am avut multe situații de a marca. Cred că am mai avut încă 4 foarte, foarte mari. De asta și vorbeam cu el, colegi, după ce l-am schimbat. Ne trebuia să marchez 3 goluri, el, nu doar unul, pentru că a avut ocazii. Da, băieții și-au creat multe situații de a marca. Din păcate, am primit cele 2 goluri și nu trebuia să le primim, pentru că au fost greșeli făcute cu mare ușurință. Nu aș vrea să se mai repete așa ceva, dar, mă rog, singura explicație este că suntem după 2 săptămâni și un pic împreună, antrenamente destul de intense am avut. Sunt puțin obosiți băieții, dar sunt bucuros că nu avem probleme de sănătate, nu s-au mai accidentat jucători. Singurul Badeli care a ieșit cu o problemă, sper să nu fie ceva de durată. Dar în rest am fost mulțumit de modul cum s-au prezentat în această perioadă jucătorii. Sigur, cele 2 jocuri pe care le-am pierdut nu trebuia să le pierdem, pentru că niciodată nu sunt mulțumit când echipa nu câștigă. Dar încă o dată a fost o perioadă de pregătire, o perioadă destul de grea. Băieții au trecut-o cu brio, îi așteptăm cât mai rapid să vină cu noi zilnic la antrenamentele cu intensitate și Zaikov și Bayaram. Încă o dată sper să fie în regulă și Badri, care săptămâna premergătoare, prime etape, să fim cu toții ok. Mulțumim! Ati, bun găsit, felicitări pentru gol. Cum a fost partida de astăzi? Da, bună ziua. A fost o partidă de verificare, ultima înainte să plecăm acasă. A fost un joc bun, e important să câștigăm fiecare meci, chiar dacă e amical sau oficial. Dar vă dați seama că e mai important în oficial. E o doză de moral pentru tine și faptul că ai înscris? Da, normal, orice gol înscris e important, chiar dacă vin după o perioadă destul de grea pe care am petrecut-o la Liga a doua. Acum am revenit la știința și sunt foarte fericit pentru acest gol și pentru că sunt aici. În prima etapă vom juca împotriva lui Dinamo. Tu ai amintiri plăcute din meciurile cu Dinamo. Primul tău gol în Superliga a fost contra rivalilor noștri. Cum vezi jocul cu Câinii Roșii? Da, va fi un meci foarte dificil, pentru că Dinamo, chiar dacă e o nouă promovată, e o echipă foarte bună. Cum ai spus, am amintiri frumoase de la meciul cu Dinamo și sper să repet asta luni seara.